Bine m-a prieteni! Să povestim astăzi despre taxa asta de solidaritate, pune sau nu ghilimele, treaba voastră, eu pun ghilimele. Adică e vorba de o suprataxare a companiilor mari, cu cifra de afaceri de peste 100 de milioane. Mă, la prima vedere, îi zice, domnule, ar trebui totuși să fie solidaritate în lumea asta, că vezi tu, nu toată lumea s-a născut cu Pampers sau cu Rolls în curte. Da, doar că, atunci când auzi că marile companii au ca angajați cetățeni români undeva la 1 un milion și jumătate, când mai auzi de la un deputat PNL chiar, care spune, domnule, 40% din tot ce înseamnă taxe colectate de ANAF sunt de la aceste mari companii, te întreb dacă trebuie să fie pedepsite sau nu. De ce pedepsite? O să-mi spună unii, domnule, dar uite, și ungurii au pus această taxă. E adevărat. Doar că, înainte de a pune taxa asta, în Ungaria s-au făcut autostrăzi, s-a investit în infrastructură, a existat un dialog permanent între, între autorități și mari investitori. Mă, cum să vă ajutăm? Să veniți la noi! Vă amintesc că România a pierdut în ultimii doi ani două investiții de un miliard de euro fiecare. S-au dus în Ungaria două fabrici mari de automobile pentru că noi nu avem autostrăzi. Da? Dacă ați ascultat-o pe, cred că directoarea era de la Ford, România din Craiova, și ea era nemulțumită, domnule, pierdem ore în șir până ajungem la curtici, da? zile. Da? Și de acolo, în sfârșit, ajungem unde vrem noi în Europa. Mai repede ajungem în Europa decât ajungem de la Craiova la curtici. De ce? Nu avem autostradă. Cei de la Pitești, de la Dacia, au mutat o parte din producție în Maroc. Da? În Maroc pentru că noi nu avem autostrăzi. Deși aveam banii pregătiți pentru autostrada Sibiu-Pitești, da, fonduri europene, doamne, lasă că o facem. De 15 ani o tot facem. Bun. Eu mi-am ce scandal a fost, la un moment dat era, era președinte Traian Băsescu și a venit la Cluj, la emisiune, la mine. Și zice domnul președinte, atunci nu era Petrov, era doar președintele Băsescu, zice domnule să știi că cei de la Dacia vor muta producția la, în Maroc, la Tanger. Mamă, și-o sări ponta a doua zi. Bă, mă gândeam, ce dracu aveți cu asta, e o simplă emisiune. Nu, domnule, că în emisiunea de la Luc TV, de la Transilvania Live, al Băsescu, care a făcut așa, mai departe, un mic scandal. S-a dovedit că Băsescu avea dreptate atunci. N-a avut el în multe dreptate, dar atunci a avut dreptate. Da, o parte bună din producție s-a mutat în Tanger, la Maroc, în Maroc. Adică în Africa, da? În Africa. Că România n-a putut să facă, n-a vrut să facă, nu s-a priceput sau i s-a rupt în 14 statului român, de fapt nu țării, că țara nu e vinovată. Da, de toată infrastructura. Acum, vi să-mi spui că, domnule, să punem noi o taxă oamenilor ăstora. Da de ce? Mă, pentru că câștigă. Adică deja ești vinovat, hopa, Mă dacă ai venit și ai spune, uite, noi am construit 1200 de kilometri de autostradă, avem de la principalele puncte, principalele poluri de dezvoltare, autostrăzile legate pentru export, pentru import, pentru absolut tot, avem pentru Constanța, avem pentru Occident, avem pentru așa mai departe, ai zice, băi, undeva, uite, vezi și guvernul a făcut un efort și companiile astea trebuie să facă un efort. 1% din cifra de afaceri pare un procent mic, dar nu este procent, pentru că e din cifra de afaceri, nu e din profit, da? Dar zici, ok, treacă, meargă. Dar când n-ai făcut nimic, când te dai de pereți că tu nu ai bani să mărești pensii, să mărești alocații, dar nu spui nimic de pensiile speciale. Ba, mai mult vii și dai și cu pensiile speciale ale primarilor. Bă, dacă aș fi un un, un patron un proprietar de mare firmă de asta, aș aduna și pe ceilalți proprietari, aș face o asociație rapid sau a merge pur și simplu 40-50-100. Mai Băi, băieți de la guvern, ia veniți voi un pic în curte că avem ceva de discutat. Noi este măia care plătim 40% din taxe. Noi este măia care am angajat un milion și jumătate de cetățeni români în fabricile noastre. Noi ne-am gândit că, pe lângă aiurelele voastre, hai să vă punem și aiurea noastră. Ne gândim să ne mutăm în Moldova, de exemplu. Sau oriunde altă în Bulgaria. În Bulgaria, doamne, și impostul mai mic, corupția acolo, corupția aici și au infrastructură totuși mai bună decât a voastră. Da, că au făcut autostrăzi, în timp ce voi le-ați desenat pe hârtie. În momentul ăla, ce s-ar întâmpla? Acum, sigur, eu știu că undeva frustrarea celor din România este mare. Domnule, păi ne fac uh, colonie, uh, au nevoie de noi, de nu știu cum, ne dau salarii de mizerie. Salariile sunt așa cum este toată țara. Da? Dacă ai o calificare super ok, ai un salariu super ok. Așa e și în Franța, așa e și în Germania și peste tot. Da? Dacă n-ai nicio calificare că ai dat cu creta după profesori, mă băiete, de la un salariu la altul. Da, mai e împrumut pentru pâine. Uh, sună urât, sună cinic. Uh, continui. Știu că uh, uh, prinde la popor chestia asta, răzbunarea. Doamne, să, să ne răzbunăm, nu suntem noi de vină, ăia alții îți devină, infernul sunt ăia -laltă. nu spunea marele comunist Sartre, Jean-Paul Sartre, a fost un mare comunist admirator al lui Stalin, până a cunoscut câte un pic din realitatea sovietică. Și după aia s-a făcut rușine și a făcut așa, băc, nasul jos. Da? Mulți au fost așa, mulți, mulți, mulți. Da? Și mai ales din, din partea occidentală, Franța, Italia, au fost acolo celebrați de Uniunea Sovietică de fapt, ca și la noi, nu? Zaharia Stancu, sau Sadunian, etc. Bun. N-are rost să-i amintim acum. Însă, revenim la taxa asta. Noi ne jucăm cu focul. Noi ne jucăm cu focul pentru că ne comportăm încet, încet, ca și cum am fi o țară foarte dezvoltată. Domnule, noi vrem să dispară cota unică. Numai patru țări mai au cota unică și uite restul că au cotă progresivă. Da, dar restul și a făcut treaba. Cota unică este pentru cei rămași în ultima bancă, da? repetenți de-a lungul anilor, 32 să zicem, de ani, da? și la care trebuie să vină profesorul să le spună, nu ai să mai fac o oră cu tine, spune la mâta să vină mâine la școală, fără tactul să nu vii la ședința cu părinții, etc. Și atunci ca să atragi investitori, da? care oricum se uită la tine, nu se de nas, trebuie să dai ceva în plus. Dai cota unică. Noi nu pricepem din, din marile, nu știu cum să le zic, din marele ghilimele, războaie, conflicte, cum vrei să le zici, da? Uite, prin 93, cred că, proaspetele state despărțite, nu? Cehia și Slovacia au avut un război economic, da? Războiul auto. Veneau cei din Corea de Sud. Domnule, vrem să construim în Europa. Mă, unde să construim? Ne-am oprit acolo lângă Cehia, Slovacia, aproape și de Est, aproape și de Vest, aproape și de Nord, aproape și de Sud. Perfect. Și au început, dacă vrei, a început concurența. Au venit slovacii, domnule. Dacă veniți la noi, aveți astea sute de hectare de teren gratis. Mai tragem curent, mai tragem apă, mai tragem canalizare, mai tragem autostradă până aici. Facem, facem, facem. Au venit cehii. Da, da, dacă veniți la noi, noi vă dăm și ceva în plus pe lângă ăștia Au plusat după aia slovacii. Au câștigat amândouă. De ce? Uh, uite, Slovacia, de exemplu, până acum vreo 2 sau 3 ani, înainte de pandemie, undeva la 10% la din PIB uh, era format din industria automotive. Cehii de partea asta, de partea aia sau ghilimele, răzbunat aducând uh, și certificând cumva sau recertificând ceea ce a fost urată Scoda. Cum facem noi și nu facem rău cu Dacia, da? În spate având Renault, Scoda având în spate volkswagen Ungurii au trecut și au făcut autostrăzi, infrastructură, de să meargă. Păi Suzuki, Audi, Mercedes, Opel, o grămadă de mașini pe care le vezi pe stradă, mărgi nemțești, mărgi japoneze, mărgi, 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 dar care se fac în Ungaria. Da? Audi la TT ăla pentru șmecher, când au apărut, mamă, ce tare erau. Cred că tot al doilea coca la visa la chestia aia. O mașină de altfel extrem de bună. Da? Se făcea la vespre, în Ungaria. Adică, din jurul nostru, vestul din jurul nostru, ca să mă exprim așa, ă, și-a făcut treaba. Noi am făcut altceva. Au venit la un moment dat, așa zice legenda, că nu vreau să intru în detalii care sunt pur tehnice sau politice, cei de, de la Toyota, domne, Olsit. Și zice lumea, se găsește și un uh, nume, da? Toyota. All-Seat-ul nu era o mașină proastă, era... mie îmi plăcea, de exemplu. Olsitu spre disperarea tuturor care ziceau, bă, dar ești nebun, ce să-ți placă la mașina asta? Îmi place faptul că e deosebită. Bun. Și nu i-am acceptat. I-am acceptat, în schimb, pe, cel de la, pe cei de la Deu cu o mașină, așa cum a fost el. Da? Au venit după aia cei de la o mare companie japoneză, nu vreau să-i dau numele, pentru că aici sunt și alte implicații, pentru Aro Câmpul Lung. Domnule, aveți deja tot ce înseamnă infrastructura asta tehnică pentru jeepuri? Am putea să construim jeepul ăsta pentru Europa la voi! Și cred că am mai povestit, totul era gata să se semneze. Tot. Deja și balonașele și soborul de preos probabil erau pregătite. Doar că la un moment dat a venit cineva și a zis, mai trebuie un milion de dolari. Dar de ce? Păi l-am uitat pe domnul de la, știți, Ministerul. Investitorii s-au ridicat și au plecat. Acum se fac în Ungaria acele jipuri. Ca să înțelegeți. Bun. Și atunci, noi mergem cumva cu, știi, cu făloșenia repetentului. Da, ăștia rămân repetenți, mulți dintre ei, și în loc să lase capul jos, sau să se apuce de învățat, sau să zică, bă, hai să trimit dată cu viața asta, cu alcoolul, cu tot felul de porcării, cu discotecile, mă apuc de învățat și uite că trebuie să învăț o meserie, că azi mâine mă însor, fac copii și n-am de ce să-i țin. Nu. Noi nu facem așa. Ne facem ca făloșenia aia alaltă, a, a, repetentului care vine, da, bă, mâncați băi, toți bă, la care dau un pumn astăzi, vreau să mă răcoresc. Da? Așa facem noi. Băi, investitorilor, noi suntem ultimii care avem investiții, da, vă bag, mama, va, bă, așa mai departe, la care se trag un pumn în ficat, băi. Înțelegeți? Că noi suntem români, noi suntem aici pe vestă, pui. Da. Ce mă interesează de taxe la ANAF. Taxe la ANAF, ne taxe la ANAF, că o iau împrumut și dacă vreau, măresc și pensiile speciale de două ori, că tot din împrumut oricum trăiesc. Ăsta este dezastru. Și aici nu vorbim despre a-ți plăcea o țară sau a nu-ți o țară. Mie îmi place România. Dacă ați vedea cum vorbesc cu copiii mei, a spune, bă, ăsta e din PRM. Cum adică să spui România e faină. Ok, mai luăm câte un noi pe jos, mai... dar în fața copiilor nu mă apuc să vorbesc despre știri. În fața copiilor fac eforturile alea să-l arăt că totuși aici există ceva. Dar nu e vorba despre asta. E vorba de, despre incredibila, nu știu cum să zic, bazaltitate. Da? incredibilul bloc de bazalt, indestructibil, da? care pur și simplu nu poate fi mișcat din loc. Ăsta e sistemul. Domnule, noi așa funcționăm. Mă mir că nu le spun ăstora care vin să investească. Băi, băieți, ați venit într-un sat construit și condus de boieri. Deci prima dată veniți cu peșcheșul, după ne spuneți ce doriți și noi facem un divan și vă aprobăm după ce ne luăm uh, șalvarii, ne luăm turbanul, că așa suntem noi obișnuiți de câteva secole. Da? Eu mă mir că nu spun chestia asta. Ma, e, e, greu să spună, pentru că am văzut că Ciolacu, de exemplu, săracul, i o transmis în limba engleză noului cancelar german, că sigur asigur de prietenia noastră, și după a zis că ăștia, bă, dar stai că să nu știe nicio limbă străină. Da. Le-ar fi greu să vorbească și dacă își pun șalvar, dar, având încă două mâini, pot să facă. Peșcheș, peșcheș, foame, mm, dă-ne banii, banii, bax banii, banii dă-ne banii. Ceva ar putea să și, și ei să inventeze. Și ar fi mult mai cinstiți. Pentru că în timp ce, ce, ei vorbesc de tot felul de, în Ardea se numesc bolodărițe, adică aiureli, da, prostii, uh, investitorii se uită deja așa peste ochelari. Ce vor băieți ăștia? Uh, băi băieți, când am venit aici ați adus vreo șapte popi. Ați venit vreo 70 să tăieți panglica. Ne-ați cerut icre negre, să facem un cocktail, să punem steagurile. Și acum? a? Ah. Păi acum, dacă faceți figurii, putem să revenim și noi la epoca din 2004. uite ca să-l cităm și pe domnul Năstase. Să ne numărați ouăle că noi plecăm. Să aveți sănătate.